Dragoste cu năbădăi la un penitenciar din România. O femeie ofițer și-a dat demisia după ce s-a îndrăgostit de un interlop. Conform știrile canalde.ro, o angajată la penitenciarul Mărgineni, județul Dâmbovița, și-a dat demisia din dragoste pentru un interlop din capitală. Iar după ce povestea de iubire s-a terminat, femeia vrea să se angajeze din nou la penitenciar. Aceasta este ofițer în cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor și era angajată în penitenciarul Mărgineni din județul Dâmbovița. Tânăra și-a dat demisia pe data de 22 august 2022 pentru a-și continua relația de iubire cu un interlop din capitală, care se pare că ar fi liderul unei grupări periculoase. Iubitul tinerei a fost liberat din arest preventiv pe data de 13 august 2022, acesta fiind în continuare cercetat într-un dosar instrumentat de procurorii DICOT pentru tentativă de omor calificat, trafic de droguri, proxenetism, șantaj și evaziune fiscală. Conform Federației Sindicatelor din ANP, iubitul tinerei a fost liberat pe data de 13 august, iar ofițerul de penitenciar și-a dat demisia o săptămână mai târziu, respectiv pe data de 22 august. Mai exact, vorbim despre deținutul Marian Bejan, care se pare că este liderul unei grupări de infractori din capitală, care a fost implicat și în tentativa de omor de anul trecut, atunci când un alt interlop, cunoscut ca Bebino, a fost atacat cu săbile de mai mulți indivizi și tăiat de Cezar Petcu, cunoscut în lumea interlopă drept Joe. Sindicaliștii au precizat că acum angajat ar fi pus capăt relației cu interlopul din București și își dorește să fie reîncadrat în sistemul penitenciar.